Pur timp ar trebui să iasă la declarații premierul Florin Câțu după ședința de guvern care a fost planificată la ora 13:30 de minute. Până una alta, Ștefan Etveș în continuare în platou alături de mine și avem și o informație de ultimă oră. Ștefan, STS declară că au fost făcute 10 apeluri la 112 în cazul incendiului de la Balș de azi dimineață. Primul apel a fost făcut la ora 5:04. Apelul a durat 57 de secunde, iar persoana care a sunat, este foarte interesantă această informație, Ștefan, a sunat, nu a comunicat informații, se auzea doar zgomot de fond. Operatorul STS a reapelat numărul de la care s-a inițiat apelul la ora 5:05, persoana anunțând că este un incendiu la Spitalul Matei Balș. Următorul apel a fost făcut în paralel cu un alt operator STS la tot la 5:04. Operatorul a preluat un alt apel așadar efectuat de către o femeie care a semnalat incendiul și cerea ajutor. Iar mai apoi au urmat apeluri la 5:06, două apeluri la 5:09, alte două apeluri, 5:13, 5:18 și 6:06. Așadar, sunt informații în curs de actualizare, Ștefan. Detalii este destul foarte interesant și ar trebui să știm foarte curând cine a apelat și de ce nu a vorbit. Adică ai apelat 112 și ai lăsat telefonul jos și operatorul STS. Bun, da, poți să strigi incendiu, ajutor, arde spitalul Balș, să suni la 112 din spital, cel mai probabil, sau de lângă spital. Probabil cineva, cineva a văzut și să nu vorbești, să nu spui nimic, mi se pare foarte interesant. Cine a sunat? Cine este persoana care a apelat 112 și a lăsat telefonul jos sau l-a ținut în mână fără să spună nimic celor de la STS? Arde incendiu spitalul Matei Balș, arde o secție sau arde un... Da, nu știm deocamdată ce haos a fost acest acolo lucru în momentul în care s-a declanșat incendiul. Dar întrebarea mea, Ștefan, unde erau oare asistentele sau infirmierele? Au încercat să ajute pacienți? Am auzit, înainte acolo, să intrăm în direct la ora 13, am înțeles că există un medic erou, încă un medic erou, un medic de la Matei Balș. Am înțeles că a oferit primul ajutor și dânsul a reușit să scoată pacienți pe geam, din primele informații. Domnul Cătălin Apostolescu, dacă nu mă înșel, îl cheamă, medic la spitalul Matei Balș. A apărut această informație, această știre, în jurul orei 12 am aflat că încă un medic erou, ca și la Piatra Neamț, știi foarte bine cu acel domn doctor, și în acest caz, din păcate, este nevoie de medici eroi să se salveze sau să se diminueze numărul victimelor. Noroc că avem medici buni până la urmă. Noroc că în România, avem medici care sar în foc. Sar în foc pentru pacienți. Repet, România este în pericol, Ștefan. Și atunci ne mirăm, Ștefan, că medicii pleacă din țară? Nu știu dacă ne mai... Salariile, știi că înainte se punea problema că cei din sănătate, medici, cadre medicale, asistente pleacă în afară pentru un loc de muncă mai bun sau pentru salarii. Știi foarte bine că în ultimii ani s-a cam reglat această problemă legat de tot ce înseamnă nivel sau de remunerație, de a fi remunerată. Da, și trebuie să spun, Ștefan, că urmărim imagine în exclusivitate de azi dimineață, chiar după ce a izbucnit acolo, vezi, incendiul. Deci, probabil că... Primele momente ale da, exploziei exact, și ale acel incendiu avea câteva minute, un minut, două, trei. Este o persoană din afară, după cum vezi, probabil... Care a văzut și probabil care a și văzut sunat incendiu, probabil că un portar sau un paznic de acolo, vezi, e undeva de la dar poartă. Este un incendiu se vede violent, vedem. E un incendiu violent, arde un salon, practic. Deci arde un salon, cel mai probabil, cu pacienți înăuntru, după cum vezi cât de violent este incendiu. Se și vede o primă mașină de pompieri acolo. Da, care deci a ajuns, după cum spuneau autoritățile, de la 8 minute de la primul apel, așadar în jur de ora 5:13. Din păcate, acolo a fost un incendiu violent. După cum vezi,
Da, tot în continuare imagini. Foarte, foarte puternică. Adică, la scurt timp vedem și primele mașini de și mai mult decât atât, se vorbește de 3 victime carbonizate. Despre ce vorbim? Și încă o victimă, da. Și încă o victimă găsită după 4-5 ore într-o toaletă? Adică ne-a luat 5 ore, da, să mai găsim. Te întrerup, Ștefan, mergem la Palatul Victoria, premierul face declarația, de să-l ascultăm. Familia îndoliată în urma tragediei de la Institutul Matei Pașnea această dimineață. La câteva minute după ce a fost făcut apel la 112 în această dimineață, am fost contactat de domnul secretar de stat Raed Arafat, care mi-a comunicat că există un incendiu la Institutul Matei Balș. În acel moment s-a fost declanșat planul roșu și din acel moment am rămas în permanent contact cu instituțiile implicate, Ministerul Afacerilor Interne, Prefectura Municipiului București, Ministerul Sănătății. Concomitent au fost găsite locuri la alte spitale din București unde să fie mutați pacienții și aici vreau să le mulțumesc managerilor acestor spitale care s-au implicat direct, au acționat imediat și am putut să facem acest transfer foarte rapid. În jurul orei 6:37 toți pacienții erau deja transferați la alte spitale. În același timp vreau să le mulțumesc angajaților Institutului Matei Balș care s-au implicat la fel imediat pentru a transfera pacienții în alte zone din institut. Din prim moment i-am cerut Ministrului de Interne să folosească toate resursele pentru a stabiliza cât mai rapid situația. Cred și o spun din nou că intervenția a fost eficientă, rapidă și dacă nu era așa am fi avut o altfel de situație. Deci lucrurile au fost ținute sub control imediat. Acum despre tragedie, metehnele sistemului de sănătate din România și-au făcut prezența și astăzi, l-am văzut prezente și astăzi în această tragedie. Deși au fost alocate resurse importante acestui sector, doar anul trecut au fost alocate aproape 65 de miliarde de lei, adică 6,1% din PIB, doar o foarte mică parte din acești bani au fost alocați investițiilor. Este momentul pentru toată lumea să înțelegem că nu putem să mergem așa mai departe. Nu putem să cheltuim 90% din resurse, 95% din resurse, doar pe salarii și sporuri. Este nevoie să alocăm din ce în ce multe resurse pentru investiții, pentru a evita astfel de tragedii în viitor. Pe lângă aspectul penal, există o anchetă penală, pe lângă acest aspect, această anchetă există și o echipă complexă pe care am constituit-o cu corpul de control de la Minister, corpul de control la Ministerul Sănătății, care va prezenta un raport, avem un raport preliminar, dar aștept concluziile finale și să avem și pașii pentru perioada următoare. S-a întâmplat anul trecut și se pare că nu am învățat nimic din acea experiență. S-a întâmplat astăzi din nou. Așa nu mai merge. Angajaților din administrație, angajaților din Ministerul Sănătății, inspecțiile de județene de sănătate, inspecțiile de control ale Ministerului Sănătății, le spun, ieșiți din birou și faceți-vă treaba. Altfel plecați cu toții acasă. Este momentul ca în România fiecare angajat din sectorul public să-și facă treaba pentru care este plătit. Este pretenția pe care o am de la angajații din sectorul public. Vă mulțumesc! Da, așadar, premierul Florin Câțu de la Palatul Victoria, tranșant premierul Ștefan, se pare că nu am învățat din experiențele trecute, așa nu mai merge, angajaților din sistem le spun, ieșiți din birou și faceți-vă treaba, altfel plecați cu toții acasă. Ștefan. Da, dar s-a început și cu România îndoliată și cu metehnele, nu? România îndoliată... Metehnele sistemului sanitar și-au făcut sanitar, prezența și astăzi. Da, România îndoliată și a amenințat că dă afară niște funcționari, nu?
care nu și-ar face treaba. Se dea afară pe toți. Eu astăzi aș da un decret prin care toată funcționărimea la care se referă premierul Câțu să fie dat afară, nu știu, sau sancționată pentru ceea ce s-a întâmplat la Institutul Matei Balș. Adică cine se simte acum să știe că domnul Câțu urmează să îi penalizeze sau să-i dea afară. Și dânsul recunoaște că s-a întâmplat și anul trecut și că n-am învățat nimic. Ții minte la Piatra Neamț ce s-a întâmplat într-o sâmbătă neagră, dacă îi putem spune așa, sâmbăta neagră. 14 noiembrie. Da, exact. Și nu că n-am învățat nimic, sunt convins că nici din incendiul de la Matei Balș nu învățăm absolut nimic. În contextul în care domnul Câțu vine și spune că niște funcționari sunt de vină și că dacă nu-și fac treaba să plece acasă. Domnul Câțu, nu știu, v-ați gândit, sincer, aș vrea să vă întreb pe domnul Câțu, că eu îmi plătesc taxele și impozitele la zi. Dânsul și s-a gândit vreo secundă și dânsul să plece acasă? Nu știu, îl întreb public. Păi nu, domnul Câțu spunea că au alocat anul trecut 65 de miliarde de lei pentru sistemul de sănătate, dar 90-95% din resurse s-au dus doar pe salarii și sporuri. Și spune domnul Câțu, haideți să nu mai alocăm toți banii pentru salarii, ci să mai și investim. Da, domnul Câțu anul trecut a fost ministrul finanțelor. Domnul Câțu anul trecut a fost, noi spunem întotdeauna, ministrilor finanțelor, șeful la bani. Adică dacă domnul Câțu a fost șeful la bani, ministrul finanțelor, astăzi este premierul României, anul trecut premier a fost domnul Ludovic Orban, ar trebui să-l întrebe pe dânsul de ce 90% din cei 65 de miliarde de lei s-au dus pe salarii sau pe prime și sporuri, nu pe mine și pe tine. Dânsul ar trebui să-l întrebe, bună ziua domnule Orban, de ce și 90% din 65 de miliarde s-au dus pe salarii? Mai mult, repet, ministrul finanțelor a fost chiar Florin Câțu. N-ai fost tu ministrul finanțelor anul trecut. Nici măcar două ore. Îl avem în legătură telefonică directă pe domnul Florin Toma, care a fost pacient la Matei Balș. Bună ziua, dacă ne auziți. Bună ziua. Bună ziua. Aș vrea să vă întreb, când ați fost internat dumneavoastră și ce condiții ați avut atunci la Matei Balș? Deci am fost internat acum o lună, timp de 21 de zile. Deci, practic, de la începutul lui decembrie până pe 28 decembrie. Bun. Și ce condiții ați avut? Bun, ați avut nici căldură? Nu e bun deloc. Da, condiții. Condiții au fost foarte frig, domnule. Asta e. Chestiunea asta este foarte frig. Norocul nostru a fost că în zilele în care a mai fost ceva, știți că a fost o lună decembrie foarte clement, așa, da? Cu momente de primăvară grozavă. E, atunci se mai puteam deschide și geamurile, chiar. Unde? Aer. Pe ce secție ați fost internat? Acolo, în pavilionul 5, unde a avut loc asta? În pavilionul 5, chiar în salonul 63, ăla pe care îl vedeți dumneavoastră, care a devenit celebru arș, să-l vedeți în imagini. Și cum vă încălzeați, domnule Toma? Atunci când vă era frig? Deci mă încălzeam băitându-mă, în primul rând, deci scriind pe Facebook că mi este frig, apoi mă încălzeam cerând o pătură în plus, am cerut o pătură în plus și mă încălzeam cerând de la familie de urgență un alt training mai călduros. Și asta a fost tot. Serios. Deci am fost foarte, foarte dezamăgit pentru lipsa de interes a managementului, vă repet, management. Am mai fost întrebat de alte canale de televiziune și eu spun că trebuie făcută o diferență fermă, clară, da, între corpul medical, deci cei care ne îngrijesc, care îngrijesc bolnavii, care le schimbă pamper și le dau de mâncare așa la ore fixe și le atârnă frumos de gutiere, le atârnă pungile pentru perfuzie, cei care la orice oră din noapte și din zi, și cei care administrează. Deci, povestea căldurii, nu rugam pe asistentă să-mi dea drumul la căldură. Nu? Nu rugam pe infirmieră să facă mai multă căldură în salon. Nu? Și atunci, a cui era responsabilitatea? V-aș întreba... Iertați-mă o secundă. Și managerul acelui spital era
preocupat să-și facă, să-și facă reclamă la televizor și să-și facă o campanie electorală pentru a ajunge ceea ce este astăzi un senator inviolabil. Da? Da. V-aș mai întreba, domnule Toma, dacă ați văzut, dacă ați văzut în zilele în care ați fost dumneavoastră internat oameni sau saloane în care se foloseau aeroterme sau surse de încălzire. Eu am întrebat la un moment dat, am întrebat dacă este posibil să mă încălzesc cumva, să mi-aducă ceva de acasă. Și mi-au răspuns că nu e voie, întrucât se lucrează cu oxigen, așa, și deci există pericolul exploziei sau al incendiilor, ceea ce bunul Dumnezeu probabil a băgat de seama și a introdus fraudulos o aerotermă într-unul din saloane. Foarte pe scurt vreau să transmiteți un mesaj autorităților. Autoritățile trebuie să ne scoată din această nenorocită de mizerie în care alături de durerea noastră, deci lângă durerea noastră, se găsește ca un șarpe veninos, se întinde lângă noi, ca un șarpe veninos, dezinteresul, cinismul și lipsa de omenie. Da, mulțumesc. A unui sistem medical. Mulțumesc mult, domnule Toma, așadar fost pacient la Matei Balș Ștefan. Managerul era preocupat să-și facă campanie electorală și reclamă în loc să se ocupe de problemele reale ale spitalului. Hai să recunoaștem un lucru. Niciun președinte, niciun guvern, niciun ministru al sănătății, al ce vrei tu, n-a făcut nimic în 31 de ani. Să fim sinceri acest lucru. Niciun politician, spune-și mie, un politician, dă-l tu cu numele, politicianul X a făcut ceva în România. Te rog să-ți păstrezi ideea, continuăm discuția după o scurtă pauză de publicitate, revenim. Da, ne-am întors în direct și mergem înapoi la Matei Balș, acolo unde am înțeles de la colega mea Gabi Del Pupo că au ajuns mai mulți părinți, de la părinții ai victimelor de la colectiv, care au făcut și un protest. Haideți să ascultăm ce se întâmplă acum acolo. Bun găsit, într-adevăr, se pare că tatăl unui supraviețuitor de la colectiv a ajuns aici pentru a aprinde o candelă. În momentul în care a văzut azi dimineață, a simțit același lucru pe care l-a simțit atunci când și-a pierdut copilul. Este revoltat și spune că dacă atunci nu a plătit nimeni pentru acea tragedie, acum acest lucru nu ar trebui să se repete. Mai este de altfel și un alt protestatar care a venit cu o pancardă. Acesta are un mesaj pentru președintele țării să fie într-adevăr preocupat de această situație, citând o exprimare a președintelui din trecut. Deocamdată nu sunt foarte mulți, dar cei care au venit aici sunt în mod clar încărcați de un sentiment puternic de nedreptate pe care l-au mai trăit în trecut, au amintit și de situația de la Piatra Neamț și de faptul că nici până acum nu au fost trași la răspundere cei responsabili pentru tragedia de acolo. Forțele de ordine, bineînțeles că nu le-au permis accesul în interiorul curții spitalului, astfel că această coroană de flori pentru victimele incendiului de astăzi este depusă în fața spitalului, în spațiul public, împreună cu un mesaj în care se menționează de strigătele disperate ale victimelor și sunt atenționat guvernul, parlamentul sau primăria, iar ne spuneți promisiuni, se citește mesaj de șarte și mor suflete nevinovate în spitale însângerate. Da, Gabi Del Pupo, mulțumesc mult pentru această corespondență și mergem chiar acum cu o altă informație de ultimă oră. Din ce înțelegem, campania de vaccinare a fost sistată în toată țara, pacienții sub 65 de ani totodată nu se mai vaccinează timp de 2 zile. Gabi Mihai ne oferă mai multe informații chiar acum pe marginea acestui subiect. Gabi, te ascultăm. Am găsit conform unor surse, se pare că autoritățile au decis să amâne pentru câteva zile vaccinarea persoanelor esențiale, persoanelor care au o vârstă sub 65 de ani.
iar asta din cauza faptului că am văzut este o lipsă de vaccinuri în aceste momente în țară. Mai mult decât atât, autoritățile nu se pot baza pe următorul transport care era promis de compania Moderna. Era cel de-al doilea vaccin care a venit în țara noastră. Prima oară au venit 14.000 de doze, însă cei de la Moderna au promis că mai trimit un transport cu mai multe doze. Din cauza faptului că acest transport nu ar mai ajunge, autoritățile au luat decizia ca de acum să fie vaccinate doar persoanele peste 65 de ani. Este o situație care va dura câteva zile. Nu știm nici noi deocamdată cât va dura această situație. Cert este însă că s-a luat această decizie pentru că sunt foarte puține doze de vaccin și nu trebuie ratat rapelul în cazul persoanelor care s-au vaccinat deja până acum, iar vaccinarea va continua în cazul persoanelor de peste 65 de ani. Vom vedea până la urmă și care va fi comunicarea oficială făcută de cei din grupul care se ocupă de campania de vaccinare în țara noastră. Da, Gabi Mihai, mulțumesc pentru aceste informații. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim cu concluziile acestei ediții. Suntem din nou în direct și vom discuta în cele ce urmează cu doamna Gabriela Savu, avocat. Vorbim așadar despre ce se întâmplă de aici încolo cu procedurile legale. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua, mulțumesc și eu. Așadar, ce proceduri sunt de urmat de acum înainte la spital și care sunt practic aceste procese, vă rog? Cu siguranță că Departamentul de Situații de Urgență întocmește un proces verbal, urmarea intervenției de stingere a incendiului la fața locului. În baza anchetei ce se va desfășura, se vor stabili oficial și cauzele producerii acestui incendiu. Iar în ceea ce privește aspectele legate de, din păcate, dispariția persoanelor care sunt victimele acestui incident, aici autoritățile în drept organele de cercetare și urmărire penală, cu siguranță că vor deschide un dosar cu privire la uciderea din culpă. Nu știu dacă sunt și vătămări corporale, dacă sunt și pacienți care au fost vătămați, se vor deschide probabil în acest sens și dosare, având ca obiect cercetarea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, pe lângă cea de ucidere din culpă. Ați urmărit probabil ce s-a întâmplat la Matei Balș. Aș fi vrut să vă întreb, la modul general, dacă un apropiat al unui pacient introduce în spital o aerotermă și din cauza aceasta, practic, se declanșează un incendiu, ar putea fi tras la răspundere acel apropiat al pacientului? Teoretic vorbind. Teoretic vorbind, este greu de spus că ar putea să fie tras la răspundere. Să înțeleagă și telespectatorii noștri că în materia aceasta a răspunderii civile pentru prejudiciile cauzate pot exista, desigur, mai multe persoane culpabile. Culpa acestora urmând să se stabilească proporțional cu gradul de vinovăție a fiecăruia. Așa cum și culpa persoanelor implicate din partea unității spitalicești, la fel se va stabili în funcție de proporția pe care au avut-o sau gradul de vinovăție al fiecăruia. Este o anchetă complexă în acest moment. Da, va fi o anchetă complexă, dar în primul rând trebuie să insistăm și să nu căutăm țapi ispășitori în altă parte, respectiv la aparținătorii pacienților, pentru că la fel de bine un aparținător poate să vină și să aducă în unitatea medicală inclusiv echipamente periculoase, nu știu, poate să vină cineva să amplaseze acolo cine știe ce substanțe toxice, de exemplu, da? Orice asemenea lucru se poate întâmpla prin irresponsabilitatea unor persoane, dar nu trebuie să uităm că răspunderea civilă aparține întotdeauna în ceea ce privește maniera în care sunt îngrijit și li se acordă asistență medicală, aparține în
întotdeauna unității sanitare. Unitatea sanitară are persoane responsabile, are protocoale și reglementări interne care trebuie să limiteze posibilitățile ca aceste lucruri să se întâmple. Dacă cineva a adus o aerotermă în acea unitate medicală, aeroterma aceea este un obiect care este vizibil cu siguranță că acolo exista un responsabil, existau niște medici de gardă, un personal de gardă, existau persoane responsabile din partea unității medicale care puteau să observe că există acest obiect neautorizat instalat în salonul respectiv, iar acela trebuia să fie îndepărtat. Haideți să nu căutăm în altă parte răspunderea de acest mulțumesc tip, mult, pentru că doamna legea Savu ne permite să încadrăm răspunderea unității medicale și a personalului medical. Mulțumesc mult, doamna Gabriela Savu, așadar avocat în direct cu noi. Ștefan, concluziile acestei ediții propun colegilor să publicăm acea imagine, fotografie cu acel cearceaf. Cel mai probabil în exclusivitate este ce un cadavru carbonizat. Acolo este România normală, România îndoliată, România este în pericol, Ștefan. Uite, acolo. Din păcate, imagini care vă pot afecta emoțional. România anului 2021. Da. Ce e de făcut? Scurt. Ce e de făcut? Să vedem și noi până la urmă când, câte spitale trebuie să... Din câte spitale mai trebuie să ardă, se întâmple ceva bun în țara asta. Să nu depindem de spitale construite în anii 50. Noi mergem acum să ne tratăm în spitale construite în anii 50. În România anului 2021. Nimeni nu face nimic, din păcate. Da. Ștefan Etveș, mulțumesc mult pentru prezența în platou. Doamnelor și domnilor, noi punem punct aici ediției speciale Talk B1. Ne revedem la ora 15 cu principalele informații. Rămâneți cu noi.